Salut! Sunt Otto de la Mieră TV, iar astăzi s-a terminat săptămâna 21 din Otto Slăbește sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la singura transformare live de pe tot YouTube-ul, singura transformare documentată în care punem clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele și cu cântarul oficial. Este singura dietă apicolă pentru că eu consum numai suplimente apicole și credeți-mă, sunt foarte sănătos și puternic ca un urs datorită lor. Sâmbăta trecută, după ce am terminat de filmat clipul, am fost la târg la Vâlcea, am avut un târg, un eveniment, am stat toată ziua pe acolo și bineînțeles că am mâncat mai prostii. Masa de prânz am luat-o la McDonald's, am mâncat un Big Mac, un meniu Big Mac cu bacon, iar seara, după ce s-a terminat târgul, am fost cu niște prieteni de-ai mei la o terasă super șmechere din oraș, la un restaurant unde am mâncat o pizza și apoi mi-am luat un desert foarte mare cu înghețată și o tartă de fructe, o tartă de mere. Și pentru că nu a fost de ajuns, dezmățul am continuat duminică, mi-am invitat niște prieteni pe la mine, am făcut un grătar, am mâncat două tipuri de mici, am mâncat în total vreo 10-12 mici, am avut două feluri de cârnați, la fel am mâncat foarte mulți cârnați, 6-7 cârnați. Am avut și ceafă de porc pe grătar, am mâncat și ceafă. Am făcut și cartofi prăjiți, am mâncat și cartofi prăjiți, bineînțeles, cu o grămadă de sosuri, cu sos de usturoi din acela ca la KFC. Am avut și salată, dar nu prea am mers salata, nu prea am servit o salată. Am mâncat o grămadă de pâine, am băut și foarte multă bere, am băut vreo 6-7 beri din acelea mari la 0,66 și am băut foarte multă vișinată. Am avut o sticlă de 5 de vișinată, aproape am terminat-o, bine că era plină cu vișine din vișinată, așa că aproximez eu că am băut undeva la o jumătate de litru, un litru maxim. Oricum am amețit foarte tare și să știți că și alcoolul are foarte multe calorii. Așadar, iar am avut un weekend în care m-am destrăbălat, în care am luat foarte multe calorii. Și luni aveam 108 kg. Nu-mi venea să cred, o să vedeți și în clip. M-am speriat foarte tare când am 108 kg. Vă dați seama, față de sâmbătă, de când m-am cântărit, până luni, peste 2-3 zile, să ai 108 kg, să ai 4 kg. Este fantastic de mult. Dar mi-am dat seama din ce cauza a fost, pentru că am mâncat foarte multă carne, pentru că n-am mai mâncat legume, n-am mai mâncat fructe, m-am constipat foarte tare și nu am ieșit la toaletă. Și pentru că acea carne a fost sărată și cartofii prăjiți la fel au fost foarte sărați și mâncarea de la McDonald's a fost sărată. Ei bine, starea aceea îți păstrează foarte mult lichid în corp. La fel, nu te mai poți duce la toaletă, îți reține toată apa în tine. Dar în câteva zile totul ar reintra la normal, o să vedeți și în clip. Și o să mai vedeți în clip luni sau marți când am fost la sală să vedeți cât de șters eram, nu se mai vedea nicio striație pe aici pe piept, pe biceps, pe umăr, absolut nicio striață, pentru că pur și simplu eram așa plin de apă, cu 4 kg în plus, dar joi am tras niște cadre super șmechere și mi se vedeau striațele pe piept super, super bine și pe umăr și pe biceps. O să vedeți toate acestea în clipul de astăzi, așa că nu săriți direct la sfârșit să vedeți cântarul oficial, să vedeți cât am slăbit săptămâna aceasta, pentru că trebuie să vă luați doza de motivație și doza de inspirație din toate mesele pe care le-am avut, să învățați să mâncați lucruri care sunt slabe în calorii, să vedeți că nu am făcut foamea chiar dacă am acumulat atâtea kilograme în doar 2 zile, nu am făcut foamea următoarele zile. Chiar am mâncat de 4 ori pe zi, am mâncat mese foarte mari de peste 1 kg și am reușit să slăbesc foarte mult. Așadar, haideți să intre mesele, să vă luați doza de inspirație, de motivație și să învățați să slăbiți, să fiți sănătoși și să nu faceți foamea. Bună dimineața, începem săptămâna 21 cu o cafeluță să ne trezească bine. O să îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că este foarte bună. Este mult mai bună decât zahărul, are o grămadă de proprietăți benefice pentru corp, nu schimbă gustul cafelei, oferă un gust extraordinar la cafea și mi-e place cafeaua să o beau dulce, da? O să ne ajute foarte mult să ne trezim cafeaua asta, mirea o să ne dea energie, iar aici avem o linguriță de păstură. Păstura este foarte bună pentru că are foarte multe proteine, ne ține de foame și ne ajută foarte mult ficatul, stomacul și este bună în combaterea și prevenirea a o grămadă de boli și afecțiuni. Încercați și voi să consumați câte o linguriță de miere, câte o linguriță de păstură și să vă uitați la vlogurile mele de pe YouTube, pentru că aici vedeți singura dietă cu suplimente apicole. S-a făcut ora 12, haideți să facem micul dejun pentru că m-am trezit cam târziu astăzi. Ieri am petrecut, am făcut grătar, am băut o grămadă de bere, am băut vișinată, am mâncat cartofi prăjiți, am făcut dezmăț total, am mâncat o grămadă de mici, o grămadă de cârnați. Am mai rămas un cârnat de la grătar pe care o să-l tai acum feliuțe, o să tai și 4 ciuperci și ceapa asta verde. Le tragem un pic la tigaie fără ulei, bineînțeles, batem 2 ouă, le punem peste și facem o omletă. Și lângă punem niște roșii și castravete. Și uite așa s-a umplut tigaia. Ia uitați, este tigaie mare, este plină cu o grămadă de legume. Ia uitați cum a ieșit ca o pizza și am pus decât 2 ouă. Ia uitați ce șmecher. Pac. Ok, cam așa arată micul meu dejun. Avem omleta aici, avem niște brânză din asta telemea de la Hochland. O să mănânc vreo 2 bucățele probabil. Aici avem vreo 3 roșii. O să mâncăm fără pâine. Asta este micul dejun. Poftă bună!
făcut și astăzi o oră de cardio după antrenamentul cu greutăți. La viteză 4,5, am mărit puțin viteza. Greutate 105 kg. Înclinație 10. E foarte important înclinația asta pentru că ardeți de două mai multe calorii decât dacă ați merge pe plan orizontal. Și total într-o oră am ars 765 de calorii. Super bine. Este ora 5, am venit de la sală și pentru a doua masă pe ziua de astăzi avem aici un bol foarte mare de ciorbă. Avem ciorbă din aia de săptămâna trecută cu carne de vită. Este o ciorbă foarte bună, are foarte multe legume, după cum puteți vedea. Toate astea au foarte puține calorii, ciorba are multă apă, multe legume, legumele au 30 de calorii pe 100 de grame, deci au foarte, foarte puțin. Carnea de vită este și ea slabă. O să mănânc fără pâine, pentru că vreau să mai tai puțin din calorii. Azi dimineață m-am speriat când m-am cântărit, aveam 108 kg de la 104,3. Am avea 108 astăzi dimineață. Am exagerat foarte tare weekendul acesta cu bere, cu mici, cu cartofi prăjiți, cu cârnați. Sâmbătă am mâncat și pizza, am mâncat o grămadă de prostii, am mâncat și un meniu Big Mac din acela nou cu bacon și la fel are foarte multe calorii și ăla. Am mai mâncat și vreo 4-5 înghețate, a fost un dezmăț total weekendul ăsta. Dar după cum puteți vedea, nu mor de foame, adică nu mă înfometez, da? Mănânc. Mănânc numai că mai tăiem puțin din calorii. Și după ce o să mănânc ciorba asta, o să mai fac încă o oră sau chiar două ore de mers, să trecem și astăzi de 1000 de calorii arse, poate să mergem chiar în 1500 de calorii arse. S-a făcut ora 8:30, urșilor, și este timpul pentru a treia masă. Ia uitați, avem aici 1 kg de căpșuni, care sunt super bune pentru dietă, pentru că au foarte puține calorii. 1 kg de căpșuni are decât 300 de calorii. Și aici avem o budincă proteică de 330 de calorii, are 400 de grame, 40 de grame de proteină. În total avem la masa asta 1 kg, 400 și decât 600 și un pic de calorii. Nu trebuie să stăm nemâncați, putem să mâncăm. Putem avea mese chiar foarte mari, după cum puteți vedea, foarte voluminoase, dar foarte slabe în calorii. Trebuie să fim inteligenți și să ne alegem lucrurile care sunt slabe în calorii, mai ales după ce trișați, după ce aveți un weekend mai dezorganizat în care mâncați mai mult, mai multe prostii. Cu atât mai mult trebuie să faceți alegerile corecte, alegerile mai bune. Dar în niciun caz să nu stați nemâncați. S-a făcut ora 11 și este timpul pentru a patra masă și ultima pe ziua de astăzi. Avem aici 3 bucățele de pește. Nu prea-mi place mie peștele și din păcate șeful meu bucătar l-a și prăjit. Dar asta este. Asta este de mâncare. Asta mănânc. O să mănânc așa fără pâine, simplu. Poftă bună vă doresc, urșilor. Somn ușor și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi tot cu cafeluță pe care o îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță. Vreau să spun că tocmai m-am cântărit și sunt super fericit. Tocmai ce am scăpat de 2 kg, avem 106 kg astăzi față de 108 cât aveam ieri, ceea ce a fost foarte mult, adică era foarte mult, nu știu, m-am speriat. Probabil am avut o retenție de apă, ceva, pentru că am mâncat foarte mult carne la grătar și fiind sărată, mi-a ținut foarte multă apă în organism. Dar ieri am făcut sport, am transpirat mult, m-am hidratat foarte bine, am băut foarte multă apă, am băut și câteva ceaiuri. Și am reușit să mai eliminăm din excesul de apă. Așadar totul intră pe făgașul normal și cred că o să fie bine, cred că o să reușim să slăbim și săptămâna asta. S-a făcut ora 11, iar pentru prima masă a zilei avem aici o folie de muș țigănesc, ca să nu facem discriminare, da, nu suntem rasiști. Am folosit muș țigănesc, o folie din asta de 100 de grame, 3 feluțe de pâine, 3 feluțe de cașcaval din ăsta boschetar cheddar de la Lidl, de la Pilos, și aici am tăiat 3 roșii mari. Și ăsta este micul meu dejun. Poftă bună vă doresc tuturor. Am făcut și astăzi o oră pe bandă, pe plan înclinat urșilor, de 10 grade. De data asta am mers mai încet decât ieri, am mers cu 4, viteză 4, și am ars mai puține calorii, 701 calorii. Dar oricum este foarte bine. S-a făcut ora 4, am venit de la sală, asta este masa de după antrenament. A doua masă pe ziua de astăzi, avem aici un bol foarte mare de ciorbă. Este ciorbă de săptămâna trecută, este ultima porție. Este ciorbă cu carne de vită și foarte multe legume, v-am mai arătat-o eu. Numai că, uitați, nu avem așa foarte multă cărniță, avem vreo 5, 6, 7 bucățele din asta de cărniță. Plus de asta mai mi-e poftă de ceva dulce, așa că o să am la desert un baton proteic cu 20 de grame de proteină, are 200 de calorii. Ciorba are foarte puține de calorii pentru că majoritatea este apă aici în ciorbă, da? Și apa nu are calorii. Avem foarte multe legume, după cum puteți vedea, legumele la fel au 20-30 de calorii pe 100 de grame. Carnea asta de vită este slabă.
așa că nu avem de ce să ne facem griji. Dacă nu puneți ulei în ciorbă, dacă nu puneți grăsimi sau o carne grasă, puteți mânca ciorbă, fraților, fără grijă, pentru că nu ne îngrașă. O să mănânc fără pâine, pentru că de dimineața am mâncat 3 feluțe de pâine și mai încolo vreau să-mi fac o pizza din aceea de casă. O să mai folosesc încă vreo 4 felii de pâine, așa că 7 feluțe de pâine într-o zi, eu zic că e suficient. Vremea este superbă afară, urșilor, așa că mai facem niște cardio, ne și bronzăm, suntem la bustul gol, pe aici prin curte, vreau să facem fiecare zi peste 10.000 de pași. Bineînțeles, pe lângă o oră de antrenament cu greutăți la sală și pe lângă încă o oră de cardio la sală, pe bandă, pe inclinație 10. Știți voi unde ardă 700 de calorii într-o oră. Prin curte, așa, pe plană drept, ardem la jumătate, ardem 350 de calorii pe oră. Dacă merg o oră, o oră jumate, poate chiar două pe zi, ajungem la peste 1500 de calorii arse. S-a făcut ora 8 seara și pentru a treia masă a zilei avem aici 2 kg de căpșuni. Ia uitați ce casserole mare avem aici, este plină ochi. Și încă o budincă proteică cu 40 de grame de proteină, pentru că avem nevoie și de proteină, da? Căpșunile nu au deloc proteină. Este o budincă proteică de la Dr. Oetker. O găsiți la Carrefour, este 11 lei, are 400 de grame, 330 de calorii și foarte multă proteină și este foarte bună. Are un gust foarte intens de ciocolată. Iar aici căpșunile. Nu uitați să mâncați fructe, să mâncați cât mai multe fructe în fiecare zi. Căpșunile au 30 de calorii pe 100 de grame, extrem de puțin. Și au apărut căpșunile românești, duceți-vă în piață și cumpărați-vă, sunt ieftine, 15 lei kilogramul și sunt foarte, foarte bune. Funduleț, ce faci, mă? Ochișorul meu, rostogolul meu, a venit de la operație. Trebuie să se trezească din anestezie. A avut o problemă la funduleț și l-a cusut doctorul, l-a operat. A fost constipat vreo 2-3 zile și a trebuit să îi coase acolo intestinul gros, că avea o spărtură, era rupt. S-a făcut ora 11 noaptea și pentru ultima masă, pentru a patra masă de astăzi, avem o pizza făcută în casă pe pâine. Am găsit o pâine super șmecheră la Lidl, o pâine integrală, neagră. Are cele mai puține calorii de până acum. Din cât am văzut eu la pâini, are 226 de calorii pe 100 de grame. Și e mișto că e și de asta toast așa tăiat drept, intră la fix felile astea în tava mea. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, pe acest canal. Am bătut un ou cu niște suc de roșii, după care am dat felurile de pâine prin compoziție. Am pus 100 de grame de mușfile, am pus niște feluțe de cașcaval din ăla buscătar la țiplă. Am pus măsline, ciuperci și ceapă verde de la noi din curte, proaspătă. Asta este ultima masă pe ziua de astăzi, poftă bună, somn ușor, ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm, poate ne gătește ceva șeful bucătar. Bună dimineața, mi-am pregătit aici cafeluța să mă trezească și o să o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. Să-mi dea energie și pentru că este foarte bună și foarte sănătoasă. Și lângă avem păstură. O să iau și o linguriță de păstură și apoi putem să începem ziua. Este ora 11 și pentru prima masă a zilei avem aici o omletă din 2 ouă, avem vreo 3-4 ciuperci, avem o ceapă verde de la noi din grădină. Am reușit să o scot așa frumos ca o pizza și vedeți ce întinsă este, pentru că asta e o farfurie foarte mare. Îți dă senzația că este foarte multă mâncare. Aici am tăiat 2 roșii mari, foarte mișto, foarte bune. Din piață au apărut roșiile super bune. Aici avem 100 de grame de mușchi, din acesta țigănesc, da? Pentru că nu facem discriminare. Este foarte bun mușchiul ăsta țigănesc. Este mai bun decât mușchiul românesc. Și aici avem brânză. Ia uitați cum s-a făcut brânza asta. S-a unturit așa, e brânză din aia de săptămâna trecută, de la țărani, din piață. Este extraordinară. Uitați cum s-a făcut, deci că e brânză topită. Super șmecheră, da? Foarte mișto. O să mănânc fără pâine. Asta este prima masă a zilei. Poftă bună vă doresc. După care mergem la sală. La viteză 5 ardem peste 400 de calorii într-o jumătate de oră. Asta înseamnă că într-o oră o să ardem peste 800 de calorii. Acum se termină și ora mea pe bandă. Avem viteză 5 de data asta. Am mers puțin mai repede. Să ardem mai multe calorii și să văd dacă pot. Înclinație 10, înclinație foarte importantă. La înclinație 10 ardeți de două ori mai multe calorii decât dacă ați merge pe plan drept. Și după cum vedeți, am ars 817 calorii într-o oră, față de 700 cât ardeam la viteză 4. Și viteza e importantă pentru numărul de calorii și inclinația și greutatea fiecăruia, bineînțeles.
S-a făcut ora 4, am venit de la sală, șeful bucătar face mâncarea, încă nu este gata, așa că am luat niște căpșuni din piață, avem aici 1 kg și ceva de căpșuni și lângă avem o servire de proteină, de budincă din asta proteică de la Dr. Oetker. Este o masă foarte bună, mi-e place foarte mult, foarte simplă și foarte sănătoasă. Ce faci, mă, părțulete, mă? Părțul meu. Ia uitați, a venit și astăzi de la doctor. L-am dus să-i schimbe pansamentele, să se mai uite la el. Până la urmă l-a operat și de hernie, l-a și castrat, dacă tot l-a anesteziat, l-a adormit. Și de mai ce? De prostată? I-a scos și prostata. Și a pus din asta la cap să nu se mai lingă. Gule. Guler din asta. Ochișorul meu. Oh, părțul meu. Părțișor, asta te faci tu bine. S-a făcut ora 6 și este timpul pentru un desert. O să mă răsfăț cu înghețată din asta Trio Ciocolat. Trio Șocolat. Ia uitați, avem 3 tipuri de ciocolată. E fantastică, e de aceea gelateli de la Lidl. Foarte bună înghețată asta. Am făcut și astăzi 10.000 de pași și am nevoie de un răsfăț. Oh, s-a făcut ora 8, ia uitați aici ce mi-a pregătit mamasita, șeful bucătar personal. Ficăței cu sos de roșie așa și cu ceapă multă și cu usturoi verde. Mamă, cât de șmecher. Și aici, ne să vedem, a făcut 3 feluri de mâncare urșilor, nu știu ce să mai mănânc acum. Mamă, aici avem ciorbă de curcan, cu multe legume, cu multă fidea, văd. Vai de mine. Îmi prea găsesc carnea. Ai tăiat așa bucățele, da, fain. Ia uitați-l pe părțul meu. Mănâncă supiță strecurată, ciorbiță strecurată. Sărăcuțul. Ia mă, părț, te-au epilat ăștia. Te-au tăiat, te-au făcut, te-au... Mamă, ce are sărăcuțul aici? Dar se vindecă ea. Se vindecă, e puternic. Șurecarul meu, e puternic. Ok, mi-am pus aici o ciorbă. Ia să vedem cum arată. Ia uitați câte legume are. Și am pus foarte multe bucăți din astea de carne de curcan. Pentru că am nevoie de proteină, urșilor. Trebuie să ținem masa asta musculară. Să o creștem mai mare chiar, nu numai să o menținem. Ia uitați. Super multe bucățele. Am pus vreo 7 bucățele, 8 de carne. Aici avem o fiduță de pâine. Din asta toast de la Lidl. Pâine integrală. Și asta este masa mea de la ora 8. S-a făcut ora 11, s-a făcut și mâncărica asta, draga veiul. Avem și tava asta plină cu sos și cu ficăței la cuptor. Și aici a făcut șeful bucătar un piure. Un piure cu puțină apă de la cartofi. N-a pus deloc unt, pentru că untul are foarte multe grăsimi și foarte multe calorii. Are peste 600-700 de calorii. Așadar, este un pic mai nasol acest piure, dar știți ce este și mai nasol? Să iei 1000 de calorii, să pui 100 de grame de unt și să iei peste 1000 de calorii într-o porție de piure. Așadar, dacă mănânc vreo 200-300 de grame, scap decât cu 200 de calorii față de 1000. Ceea ce este super bine. Hai să facem o porție și să vă arăt cum arată. Ah, și aici avem salată. Salată de varză. Tot așa fără ulei, decât cu oțet și piper. Uitați, așa arată ultima masă pe ziua de astăzi, a patra masă cu proteină. Avem aici foarte mulți ficăței și o să mai îmi pun dacă este nevoie. Avem foarte mult piure, avem sos din ăsta cu multă ceapă și mult usturoi și aici avem salată de varză. Dragaveiul o să-l mănânc mâine, mâncărica de dragavei, care este acolo. O să o mâncăm mâine pentru că în seara asta avem ceva cald, ceva delicios, care nu mai este bun mâine. Poftă bună vă doresc și somn ușor. Ce bun e sosul ăsta, este extraordinar. Nici nu se mai simte că piureul nu are unt în el. Este așa aromat sosul ăsta și este foarte bună combinația. Și să știți că dacă mănânc la ora asta, înseamnă că o să mă îngraș. Tocmai ce am editat un clip astăzi și o să-l pun mâine, o să-l pun joi, cu 10 mituri în fitness. Iar unul dintre mituri este acesta, cu ora de masă. Alimentele nu schimbă valoarea energetică, nu schimbă caloriile, pentru că mâncăm seara. Nu contează ora la care mâncăm, dacă suntem în deficit caloric, vom slăbi și alimentele au aceeași valoare energetică, aceleași calorii, indiferent de oră. Bună dimineața! Haideți să ne pregătim cafeluța cu o linguriță generoasă de miere de rapiță.
să ne trezim bine, să ne dea energie și să putem începe ziua așa cum se cuvine. Și bineînțeles cu o linguriță de păstură, pentru că aceasta are foarte multă proteină. Are 35% proteină, mă ajută cu masa musculară și mă ajută cu stomacul, cu ficatul. E bună pentru o grămadă de afecțiuni, pentru prevenirea a o grămadă de boli. S-a făcut ora 11, iar pentru prima masă a zilei avem o pizza făcută pe pâine, avem 4 feluțe de pâine, avem foarte multe legume, ceapă, ciuperci, măsline, niște cașcavale din la boschetar de la folie, de la țiplă și 100 de grame de mușchi din acesta file de la Matache Măcelaru. După cum puteți vedea, dieta nu trebuie să fie plictisitoare, nu trebuie să fie nasoală, puteți să vă bucurați de o astfel de pizza făcută în casă, este foarte ușor de făcut și foarte gustoasă, vă garantez. Așteptăm să se răcească puțin, pentru că de-abia am scos-o de la cuptor, apoi vom mânca și plecăm la sală, urșilor. Poftă bună, vă doresc tuturor! Hai, rostogolule, ești mai vioi azi. Prățulete. Așa, vezi. Băi, nu acolo. Rosto! Vino încoace. Rosto! Vino încoace. We don't burn it down. Burn it down. We don't burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. I killed it, it's murder.
killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. Mai avem un minut și termină și ora de cardio urșilor. Am făcut și un antrenament cu greutăți, bineînțeles. Și am băgat viteză 4,2 jumătate de oră și 4,5 prima jumătate de oră. Planul înclinat 10, iar greutate 104 kg. Da, m-am cântărit de dimineață, am reușit să slăbesc, să dau jos cele 4 kg acumulate în weekend, pentru că luni aveam 108 kg, atât mi-a arătat cântarul, și azi de dimineață 104. S-a făcut ora 4, orișilor, am venit de la sală, mi-am încălzit aici ciorbiță de curcan, ia uitați câte paste are, câte legume, câtă cărniță, câte bucățele din astea de carne. Foarte, foarte mișto ciorba asta. Este o ciorbă dulce, nu mai este acră, dar este foarte faină. Foarte multe legume, foarte multe zarzavaturi. O să o mănânc așa fără pâine, este a doua masă și vreau să îmi păstrez caloriile pentru un desert, pentru mai încolo, pentru celelalte mese. Plus de asta, am mai mâncat astăzi 4 felii de pâine, mi-am făcut pizza aia de dimineață. Dacă mai mănânc și acum 2-3 felii, mai mănânc și la următoarea masă 2-3 felii, ajung să mănânc o pâine pe zi. Nu e ca și când nu mănânc pâine sau evit pâinea, pur și simplu încerc să consum în cantități normale, în cantități optime. Important e să mâncăm orice, dar să avem limită, da? Poftă bună vă doresc tuturor și ne vedem la următoarea masă. Ok, urșilor, și acum desertul. Ia uitați, avem aici o înghețată de la Lidl, Trio Chocolat, cu 3 tipuri de ciocolată. Super, super șmecheră. Ce credeți, că dacă sunt la dietă nu mănâncăm deserturi sau ce? Și asta merge foarte bine cu o banană. Pentru că ciocolata merge foarte bine cu banana. Haideți să vă arăt cum se mănâncă. O gură de banană, o gură de înghețată, se amestecă în gură și este ceva minunat. Mamă. Mor mâncând. S-a făcut ora 8 urșilor, iar până se încălzește mâncărica mea de dragă avei, mi-am tăiat aici niște șorici din ăsta. Este foarte bun șoriciul ăsta, l-am luat de la Carrefour. Este și ieftin, e vreo 10-12 lei și e foarte bun. Numai că ăștia mint cu nerușinare pe etichetă, pentru că are foarte multe calorii șoriciul, are peste 500, iar pe etichetă are foarte puține calorii scrise aici. Ia uitați câte calorii are, 186, cică, 186 de calorii, vedeți? Vă dați seama că ce vrăjeală e. Șoriciul are vreo 500 și ceva, de aceea mănânc foarte puțin, da? Iau așa o mică gustare până se încălzește dragaveiul. Așa, asta este mâncărica de dragavei. Este făcută proaspătă de ieri, v-am arătat. Este tot cu carne de curcan. O să mănânc tot așa fără pâine. Și avem aici foarte multă carne. După cum vedeți, avem multă proteină pentru că avem nevoie. Iar dragaveiul este o sursă foarte bună de mâncare pentru că are foarte puține calorii. La fel ca și spanacul, are 20-20 ceva de calorii pe 100 de grame. Mănânci 400 de grame de dragavei din ăsta, e decât 100 de calorii, ceea ce este foarte puțin. Mai are și legume, prin el și ou, ceapă, da? O mâncărică foarte bună. Și la desert mi-am luat un baton din ăsta proteic, are 200 de calorii. Din asta cu caramel și caju, foarte bun. Zici că mănânci Snickers, urșilor, are și 20 grame de proteină și este perfect. Chiar aveam poftă de ceva dulce. Nu știu cum pot oamenii să țină dietă și să nu mănânce dulciuri absolut deloc. Mi se pare groaznic. Dar eu vă demonstrez că se poate. Să ai și plăceri, să și slăbești, să pui și masă musculară, să poți să faci de toate, da? S-a făcut ora 11, iar pentru ultima masă de astăzi avem 1 kg de căpșuni și aici avem o budincă proteică. Știți că v-am mai arătat budinca asta proteică, este super bună, o găsiți la Carrefour, poate și la alte magazine, este 11 lei, are 400 grame, foarte dulce, un gust foarte intens de ciocolată și are și 40 grame de proteină. Poftă bună vă doresc tuturor, ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm, urșilor. Bună dimineața, haideți să facem cafeluța, să mă trezesc cum trebuie, o să punem o linguriță de miere de rapiță. Pentru că este foarte bună și îmi place foarte mult. Și aici lângă avem păstură. O să mănânc și o linguriță de păstură. S-a făcut ora 11, iar pentru micul dejun avem aici 2 feliuțe de pâine integrală din aia de la Lidl, feliată. Peste care am pus 100 de grame de muș file, tot de la Lidl, din asta. Și aici lângă avem niște brânză de horezul din aceea maturată, de oaie, foarte sărată așa și destul de grasă, are vreo 500 de calorii. Cam așa arată. O găsiți și în comerț, dar nu în forma asta. O găsiți în formă de triunghi. Este destul de scumpă. Ne-am luat de la fabrică și am luat bucățile din astea mai mici pentru că sunt mai ieftine. Și aici lângă am tăiat roșie, castravete și o ceapă verde de la noi din grădină. Poftă bună vă doresc tuturor! Așa, părți, stai aici, da? Că mergem la doctor acum. Să ne facă injecția, antibioticul, să ne facem bine.
apoi venim acasă. Ia uitați ce avem aici. Prima cireașă coaptă din cireșii noștri. Ia uitați ce mișto e. Sunt cireși altoiți. Sunt foarte mari, dar încă nu s-au înroșit cireșele. Mai avem vreo doi pe acolo, mai avem unul mare acolo. Hai să vedem cum e. Mamă, cât de bună e. S-a făcut ora 5, urșilor, este timpul pentru a doua masă. Astăzi n-am mai fost la sală, am fost cu cățelul, am fost cu Rosto la doctor, pentru că ei mei au plecat în Bulgaria, sunt singur acasă și nu aveam nicio șansă să stea în mașină singur. Așa că am renunțat la sală astăzi. Acum am întors de la doctor, mi-este foame. Mi-am pus aici o porție mare de dragavei din ăsta cu foarte multă cărniță, cu o proteină foarte bună, carne slabă, de curcan, foarte multe bucățele mi-am pus aici. Și aici avem un colț de pâine. Este pâine albă, este foarte proaspătă. Poftă bună vă doresc tuturor. S-a făcut ora 9 seara, urșilor. Este timpul pentru a treia masă și ultima masă de astăzi. Avem aici o ciorbă foarte mare de curcan. V-am mai arătat-o, avem ca și zilele trecute. Aici avem niște brânză din aia de forez, o tare, sărată, o să mănânc și cu niște brânză din asta. Avem două filuțe de pâine, avem niște ardei din ăsta în oțet. La desert avem un kilogram de căpșuni, ia uite ce mișto arată căpșunile astea. Și mai am o caserolă de un kilogram în frigider. Mi-a pregătit șeful meu bucătar înainte să plece. Cum ziceam, astăzi mănânc decât 3 mese, nu mai mănânc 4. Pentru că mâine am cântarul și vreau să scot cântarul. Și pentru că astăzi nu am fost la sală, astăzi nu am ars 1000 de calorii, 1500 de calorii, cum ardeam zilele trecute. Și de aceea încerc să mănânc mai puțin. Dar dacă mă întrebați pe mine, ca o părere personală, ce v-aș recomanda eu, să mănânci 1500 de calorii și să nu faci sport deloc, sau să mănânci 2500 de calorii și să faci 2-3 ore de sport și să arzi 1000 de calorii pe zi. Părerea mea personală este că trebuie să ții caloriile cât mai sus și să încerci să faci cât mai mult sport. Să mănânci 2500, poate chiar 3000 de calorii, și să arzi 1000-1500 de calorii, exact cum fac și eu. Și vei rămâne cu 1500 de calorii, practic, consumate după ce scazi sportul. Deci dacă mănânci 2500 de calorii și arzi 1000 de calorii numai la antrenament, înseamnă că ai rămas cu 1500, clar. Dacă mănânci 3000 și arzi 1500, rămâi tot cu 1500 de calorii. Și este mult mai bine să faceți așa, pentru că așa fac și eu, decât să mâncați 1500 de calorii și să stați toată ziua în pat, în casă, fără să faceți mișcare deloc. Astea au fost toate mesele de săptămâna asta, urșilor. Ați văzut, am mâncat foarte multă mâncare tradițională, mâncare românească, ciorbe, mâncare gătită, exact cum mănâncă majoritatea românilor, pentru că eu așa am crescut cu mâncăruri din acestea și astea îmi plac foarte mult și sunt foarte sănătoase. Și dacă nu puneți grăsime sau ulei în mâncăruri, ies foarte bune și foarte dietetice, extraordinare pentru slăbit, pentru dietă. Nu trebuie să mâncați mâncăruri fandosite, cine știe ce tâmpenii. Puteți mânca exact așa cum mănâncă toată lumea românește, cum ați fost crescuți și cum vă place vouă. Și bineînțeles să consumați fructe în fiecare zi, pentru că vă țin și pofta de dulce sub control și au foarte puține calorii și sunt foarte sănătoase. Ne vedem mâine cu cântarul, sper să slăbesc. Poftă bună vă doresc și noapte bună, somn ușor. Ok, haideți că s-a terminat și săptămâna 21. Haideți să vedem ce rezultat avem. Sunt foarte curios dacă au dat roa de toate eforturile mele de săptămâna aceasta și dacă am reușit să scap de cele 4 kg acumulate weekendul trecut. Oh, mamă, 103,6. Vai de capul meu, am slăbit 5 kg naiba săptămâna asta. Bine, alea 4 au fost mai mult de apă și așa, care le-am acumulat în weekend, dar oricum am slăbit foarte mult. Săptămâna trecută aveam 104,3 parcă și acum 103,6. Extraordinar de bine. Nu vine să cred. Hai încă o dată. 103,3, mamă. 103,6. E super bine. Ok, am scris aici 103,6, este un rezultat super bun săptămâna asta, sunt 700 de grame față de săptămâna trecută și aproape 43 de kilograme, fără 200 de grame. Așadar, dacă vreți să vedeți toată transformarea mea, toate clipurile, toate săptămânile de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146 de kilograme, intrați în seria Oto slăbește și puteți vedea acolo toate clipurile să vedeți cât de gras eram. Urșilor, un rezultat super bun! Am slăbit 700 de grame săptămâna aceasta, înseamnă că am fost într-un deficit caloric de 700 de calorii în fiecare zi. V-am mai zis, pentru fiecare 100 de grame slăbite, înseamnă că ești într-un deficit caloric de 100 de calorii în fiecare zi. Pentru că un kilogram are 7000 de calorii, iar săptămâna are 7 zile. Așadar, dacă slăbești un kilogram pe săptămână,
ești într-un deficit caloric cu 1000 de calorii, dacă slăbești 100 de grame pe săptămână, ești într-un deficit caloric cu 100 de calorii, da? În fiecare zi. Un deficit foarte bun, un deficit foarte mare, nu am făcut foame, ați văzut, am mâncat foarte mult, am mâncat tot ce am vrut eu, am mâncat o grămadă de dulciuri și săptămâna aceasta, dar dulciuri care sunt mai slabe în calorii și unele dintre ele proteice, bineînțeles, au foarte multă proteină. Sper că ați învățat o grămadă de lucruri și din clipul acesta, iar dacă sunteți alături de mine, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine mă ajută foarte mult, să vă uitați la clipuri, să-mi dați like-uri, să lăsați comentarii, pentru că mă motivează foarte tare când văd acolo mai multe interacțiuni la clipuri, îmi dă foarte mare putere să continui și să ajung la cele 50 de kg slăbite. Nu-mi trebuie susținerea voastră pentru bani, pentru că acest canal nu este monetizat și nu va fi monetizat niciodată, iar dacă vreți să mă vedeți mai des, urmăriți-mă pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez în fiecare zi. Dacă vreți să vă susțineți corpurile și să fiți sănătoși și puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri, iar calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole cu produsele noastre și veți beneficia numai de produse premium, vă garantez. Dacă aveți altă sursă de unde să vă cumpărați produse apicole și știți că sunt naturale, știți că sunt bune, cumpărați de acolo, nu este nicio problemă, nu se supără nimeni, nu mai consumați urșilor, pentru că asta este interesul meu, să vă îndemn să consumați, pentru că eu consum și am observat cât de mult bine mi-a făcut corpului și cât de sănătoase sunt. Nu trebuie să consumați mult, o linguriță, două de miere pe zi, o linguriță, două de polen, de păstură și viața voastră se va schimba, veți fi mult mai sănătoși, nu veți avea nevoie de doctor, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi, dar bineînțeles nu să consumați o zi, două, trebuie să consumați câteva săptămâni, câteva luni, da? Trebuie să consumați mereu. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!